Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bine ați venit, simpaticilor. Bună. Bine v-am găsit. Care-i Vlad, care-i Cristi? Eu sunt Cristi. Băieții îmi spun Cristi, fetele spun Puiule și el este fratele meu geamăn. Oh, Doamne. Eu sunt Vlad. Semănați. Se spune că suntem gemeni, dar mult spus gemeni, nu, mai mult vecini. Vecini de... Ați fost, da, ați început ca vecinii. Am fost vecini la un moment dat. Și care-i mai mare? Eu. Am ieșit cu 10 minute înainte. Nu, în niciun caz. Cu toate că sunt fratele mai mic, consider că sunt puțin mai mare. Voi cu ce vă ocupați? Din noua generație ni se spune influenceri. Oamenii, pentru că te adoră, încearcă cumva să te imite, să te copieze. Deci putem să spunem că suntem influenceri. Dar nu ne place acest termen. Suntem creatori de conținut. Produc conținut să fac bani, că asta ne place. Și chiar merge bine. Deci o să facem bani, mulți bani. Dacă nu, ne vedeți pe străzi pe aici. 30.000 de euro. Nu știu ce vorbește. M-a pierdut complet. Tu vrei să fii milionar, nu? Bineînțeles. Am venit la emisiunea asta să concurăm împotriva celuilalt. A, deci nu formați o echipă? De data asta nu suntem o echipă. Păcate, nu. Cum am venit la această emisiune neștiință gătim, urmează să vedem de ce suntem în stare. Da, de ce suntem în stare. Eu astăzi, Vlad Munteanu, voi găti o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Iar eu o oală de paste carbonara. Ulei de la bunică, frumos, frumos. Hai să-i dăm, tată. Trebuie să punem ceva. Cât să se facă cartofii ăștia bine, bine. Nu gătim acasă. Niciodată. Am încercat o dată să fac un preparat mai sofisticat acasă, numit cereale cu lapte, și aproape am dat foc la bucătărie. Chiar a dat foc la balcon. Dar nu arăt și eu a șef? Uite-te la mine. Bă, tu nu meriți să ai un cuțit în mână. Ai grijă. Am gătit cu ce m-am prezentat de două ori. Asta a fost a treia oară. Trebuie să deschidem le parmesan. Tu ce-ai făcut, mă, acolo? Ai feliat șunca aia în tot acest timp? Habar n-ai tu. Nu te ridici la nivelul meu de bucătar șef. Preparatul pe care îl fac azi l-am făcut alaltă ieri pentru prima dată. Bă, vezi că ți-arde aragazul. M-ai speriat, am murit. Și acest moment este înspăimântător, să pui cartofii în tigaie. Pentru că sare uleiul, efectiv. Mai este aici o spaghetă. Norocul faci cu mâna ta. Și presupun că faptul că n-am avut un val mare de hate se datorează faptului că am fost atenți cu ceea ce am livrat. Zici că împărțim același creier. Mi-a continuat propoziția. Se mai întâmplă să ne continuăm. Se mai întâmplă să și gândim la fel. Să spunem niște lucruri în același timp. Nimic nu poate să întreacă telepatia unor gemeni. Eu chiar cred că avem telepatie. Ia, gândește la un număr. De la 1 la 10, 1, 2, 3, 5. Hai din nou. Gândește la un număr de la 1 la 20. 3, 2, 1 și 15. Azi nu avem telepatie, azi nu merge. Vezi că mai avem 15 minute. Dacă nu se fac cartofii. Îmi plac toți șefii. Aș dori să iau locul lui șef Florin, deoarece de la dânsul, nu în persoană, din nefericire, am învățat această rețetă. L-am urmărit pe șef Bontea la Asia Express, mi-a plăcut. Omul meu Scărlătescu are statuie cu el. Orice om care are statuie cu el se respectă. Și eu vreau să-mi fac statuie într-o bună zi, în fața casei. Șefilor, să sperăm că nu o să vă placă farfuria noastră pentru mai mult rating. Mereu am încredere în mine, sper la tot ce e mai bun. Bă, astăzi e ziua... Bă, gemeni, mă, iarăși? Aoleu, începe treaba, nu cred. Cartofi prăjiți, după ei am văzut. Aia mea. Oh. Ceafă de porcel, cartofi prăjime. De ce pune, mă, năsturei pe aici în loc să pună salată de varză? Păi, ți-a reinventat ikebana, mă. Și aici, carbonata. Carbonata, mâine e gata! Carbonata! Are și usturoi. Un gogoș. Un gogoș. Deci ăsta e gogoș. Deci aș luăm și noi de la asta. Nu e, na, că nu ți-a ieșit. Dar de ce are usturoi? Așa mult bacon ăsta la o carbonara? Are usturoi. Are? E carbonata atunci. Bine! Cum are un pic de sare, băia. Mamă,
Bine, bine. Hai să vedem, cartofi prăjiți și ceafă de porc. Și acum aruncă cu farfuria. Fii atent că cine a făcut grătarul ăsta are experiență, tată. Două zile. Le are pe grătar, eu? De la mixul de condimente îmi dau seama. Folosește de la pe care scrie grătar? Nu, nu, nu. E ironic. E mix propriu. De la el așa? Da, da. Sau? Da, de vreo că miroase, da. E plin de condimente. Cimbru? Zici că am trecut pe lângă Brazi. La Brazi este una dintre cele mai mari de asta de procesat petrolul, zi. Cimbru, rafinerie. La rafinerie, da. Iar cimbru uscat, așa are gustul, de petrol. De petrol? Benzina, gaz. Dar tu de unde știi ce gust are benzina și gazul? Miros, cum am zis. N-ai băut niciodată benzină? Eu am încercat să salvez, tu chiar ai băut benzină? Ben. De-aia nu-ți mai crește părul? A fost bună asta. De-aia nu-ți mai crește părul. Tu râzi cu lapte. Tu râzi cu plângi, vreau să zic. După vreme ce aușesc cu... Când scoteai benzină dintr-o mașină într-alta, nu mai dădeai cu nasul de aia? La Dacia. Dar are dreptate, așa e. Când suflai în jigler. Bă, frate, nu ai carnet acum, aveai carnet pe timpul Ceaușescu, unde duceai mașini. Nu vreau să intru în... În amănunte. În amănunte, da. Cu benzina de rezervor. Nu, bă, nu. Casual dinner conversation. Poftă bună, Sorinaciu. Băi, ceafă de porc, cartofi prăjiți. Am zis eu ceva, ți-am zis doar poftă bună. Când ai primit tu aici vreodată ceafă la grătar și cartofi prăjiți? Și ceafă cu os. Os? Cine ne-a gătit, mă, așa... specialități. Sunt doi frați, dacă îi vezi că sunt de mare, amândoi culturiști. Nu există. Soț, soție. Nu, no, diferență mare de vârstă între ei. Tată aici, la ceafă, grataragiu familiei, fiu, rebelul familiei. Ma. Tu mănânci ceafă de porc? Da. Eu credeam că tu mănânci doar tomahawk și numai ribeye și numai New York steak. Bă, cred că nu mai ții minte când mi-am făcut ultimul New York steak sau vreun tomahawk de ăla sau vreun ribeye. Auzi, da, ți se întâmplă să-ți fie poftă de ceva foarte tare, să-ți gătești și când te așezi la masă să nu mai poți să mai mănânci, da, că te-ai săturat, da, din gătit? Da, da. Și am crezut că singurul... Când fac ciorbele mai ales. Palalila. A doua zi mănânc ciorbă. Exact. Nu știu de ce. Deci bag în ciorba aia, stau lângă ea să fiarbă, mă plictisesc, gust, pun de-aia, pun de-aia, și... să pun la masă. Le pui lor, dar tu nu mai pui. Zic, eu m-am săturat că am gustat din ea, dar exact, zic, nu mai mănânc ciorba, mănânc altceva, las că mănânc mâine. Exact. Așa se întâmplă. Hai să votăm aici. Ce să votez, frate, că n-am ce să votez. Bine pe muzică. Păi, eu... Macaronele... Nu, macaronele sunt eșec culinar, putem să zicem. Hai să zicem un cor. Dacă pastele sunt eșec culinar. Da, hai să zicem un cor. E bună, a fost bună. Eșec culinar. Poate trece, poate nu trece, dar respect toți grătarăgii. Băi, ne omorâți cu suspansul aici. Frați, n-aveți idee cum e să fii acolo în spate cu cuțitul. E oribil. Verișeni? Să stai acolo? De ce e oribil? Nu, a întrebat la altfel, că astăzi eu i-am zis, bă, fii atent aici, dacă să înțelegi pe astăzi. Bine asta să începe partea la s-a dus și a făcut ceva de genul lui așa, știi? Și Dumitrescu, bă, ce trecut să te mai adică, înțelegi despre ce vorba? A, dacă îți spui ce să... De suspansul din spatele ușilor, puteai să-l tai cu cuțitul. Ia uși, măi, n-ai văzut, adică să continuă. Ce mai e frică de întuneric? Da, era puțin frică de întuneric. Băi, e frică de întuneric? Puțin, puțin, așa. Ne-au băgat o muzicuță de lift acolo în spate, am început să dansăm. Da, eram pe vibe. Cine sunteți voi? Noi suntem frații Munteanu, suntem youtuberi, avem 18 ani. Gemeni, semănați puțin, dar... Puțin așa, puțin. 10 minute. Am înțeles. Ce faceți? Facem diferite videoclipuri de divertisment, încercăm să amuzăm copii și ne merge să ne menținem. Un canal? Două canale. Dar de ce nu aveți împreună? Nu prea putem să colaborăm. Ba da, colaborăm. Aproape fiecare clip ne include un pe celălalt. Eu te bag în clipurile mele că aia a fost ideea mea. Ție nu ți-ar fi venit ideea niciodată și tu n-ai face clipuri de genul niciodată. De asta avem și canale diferite, ne separăm conținutul. Așa e, așa e. Și cum vă găsesc? Păi canalul lui este Vlad Munteanu și am 1,6 milioane de abonați. Iar eu am două canale. Pe primul canal, pe canalul meu de vlog, am 1,1 milioane de subscriberi și pe canalul secundar 700.000. Al doilea pe care mă joc, jocuri. E secundar. E streamer. Deci combinat aș putea spune că 1.8, dar majoritatea sunt abonați comuni. Da. Bravo ție că ai mai mulți abonați. Mersi, frate. Sunt mândru. Ce faceți pentru copii?
Păi, diferite challenge-uri, videoclipuri amuzante. Nu sunt genul de om care să abordeze diferite subiecte mai mature. Gânduri în duș. Ai, la ce te uiți la mine? Bă, frate, deci mereu când mă spăl pe cap am impresia că este un monstru chiar acum în fața mea. Deci, chiar sunt în fața ta. Încercăm să facem oamenii să râdă. Singurul nostru motiv pentru care facem lucrul acesta. Noi nu neapărat. Odată ce am crescut, s-a schimbat și conținutul. Că facem de la 12 ani și acum avem 18 ani. A, de la 12 ani ați început? Da. Bravo. Da, nu trebuie neapărat să te fac să râzi. Încerc să îmi transmit mesajul prin clipuri. Da, m-am obișnuit să răspund în numele amândurora, dar eu încă continui să fac lucrul acesta. Răspunde pentru tine. Pentru distracție. Cum a început toată nebunia asta? Făceam diferite sketch-uri de la 5 ani. Wow. Și pe parcurs am intrat în internet și ne-a lovit deodată foarte multă faimă. De la 13 ani deja am început să fiu foarte arogant. Mă credeam mai presus decât toată lumea. Nu voiam să vorbesc cu multă lume. Ne feream de locuri publice. Nu am călcat în mall-uri aproape 2 ani. Pentru că eram speriați de lume. Poate cineva mă ura, poate cineva voia să mă bată. Am vrut să evit toate cazurile astea, sincer. Cel puțin nici acum nu pot spune că m-am obișnuit 100% cu treaba asta. Eu da. Acum îmi place să fiu recunoscut. Dacă mă vedeți, salutați-ne pentru că îmi place la maxim. Care a fost cea mai tare nebunie pe care ați făcut? M-am experiat într-o cutie. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? M-am pus într-o cutie și m-am trimis prin curier în altă parte. Nu dar, cred. Bineînțeles, nu, este un pamflet. Nu cred. Eu practic am stat în sufragerie pentru neric într-o cutie și m-am filmat acolo vreo 20 de minute și a făcut 6 milioane de vizualizări. Foarte tare asta. Și alte trăznăi? Păi, un mic show de gătit. Gătit cu muntenii. Da, asta trebuie. Am făcut sandwich de 1 leu versus sandwich de 100 de lei. Bine ați venit în bucătăria Muntean. Cristi, spune-ne, te rog, cum o să te vom pregăti? Ce erai, mă, așa supărat? Un sandwich la 5 lei și unul de 1 milion să... Mă jucam personajul. Pe cine jucai? Bă, bucătarul la cocalar. Cine e bucătarul cocalar? Eu. A, e creat de tine bucătarul cocalar. Bravo, felicitări. Felicitări. Mulțumim foarte mult. Și acum, ce v-a inspirat să gătiți? Voi ați gătit tot pe bune sau ați comandat-o de undeva? Că aici eu pot să mă aștept la orice. Asta e gătit-o pe bune, dar acum 2 zile am făcut-o pentru prima dată. Și eu am căutat cum să gătești ceva ok. A apărut tutorialul tău de paste carbonara și l-am făcut. Le-am recunoscut, da. Bravo. Mulțumesc mult. Eu sunt ultimul care le arată. Și de ce face? Crezi momentul acționat. Suspansul, da. Perfect. Pare bine că ai început ca Dumitrescu, dar pare rău că ai terminat ca tine. E regulă. Ok. Tu din 3 cefe de porc, dar nu știu cum le-ai asezonat diferit. Mi-au ieșit diferit? Da. La mine e bine. Stai, pus la muncă. Bine. A complimentat ceafa, deci am adus un cuțit. Ce să nu mă uit. Mă, fi uriaș. Păi, ești genial, Pontes. Mă, e șerpele cu clopoței și să-i muște acum. Eu mor aici. Anaconda. Aliniem planetele, ceacrele, să fac cumva să apară un cuțit acolo. Și că ești șaman. 3. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.